Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. I-au mituit pe polițiști, sunt suspectați că au fost, s-au lăsat mituiți. Deci n-au rezistat, frate, le-a plouat în gură. Cum ne-ar acuza pe noi că ne-am lăsat mituiți cu mici? Exact. De la vine HEPA cu mici, da. Cu galeata de mici. Ceea ce s-a mai întâmplat. Nu poți să reziști. Deci erau niște polițiști care urmau un curs de formare profesională, uh-huh. Iar cârnații pentru mită ar fi fost oferiți de instructorul acestui curs, care ar fi urmărit să obțină evaluări mai bune din partea elevilor săi în uniformă. Deci la final, după curs, probabil că ai și să vă lăsați un review. Da. Ahzo. Deci 17 polițiști ar fi halit canivurști timp de 10 luni cât a ținut cursul, totul fiind plătit cu aproape 2000 de euro de acest instructor, care avea speranțe mari. S-a terminat, adică parcă văd, știi, review-uri. 4 stele, nu pot să dau mai mult de 4 stele pentru curs. Foarte util și domnul instructor. O stea minus pentru că ne-am dopat 10 luni cu carivări și n-am putut să refuzăm. Da, și toată afacerea a ținut până când anchetatorii i-au mirosit. Ca să cum ar veni, da? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.